Bine ați venit la Șef la Furculiță, ediție Best Of. Salutare, oameni buni, vă pupăm. Sunteți la masă de anul nou cu șefii voștri preferați. Vedem cele mai bune momente din 2022. Stay tuned, pentru că urmează chestii care n-au apărut până acum, pe care le dezbatem astăzi. Și am avut și refuzul anului. Refuzul anului cine a fost? Daniel. Uf. Care ne-a zis că el nu merge invitat la emisiune. A fost la 40 de întrebări cu Denis Rifai. Da. Da, na. Dragilor, sperăm să vă bucurați de masa de anul nou. Mulțumim că ne urmăriți. Poftă mare și la mulți ani! Am mai băut de mult. Ia asta o de-asta cu o vorbă, cu strugurii. Da. Ca să mănânci 12 boabe de strugure la miezul nopții. Da. Nu știu pentru ce. Știm pentru ce? Pentru prosperitate. E și 12. 12 pentru că sunt 12 luni. Eu tocmai am mai mâncat două acum, nu știu dacă ce fac, ce mă fac. Păi ai luni, ai ianuarie-februarie. Nu știu cum faci tu. Bă, nu știu, prietena ta e norocoasă, clar. A, gata. Cu dexteritatea ești top. Bun. Și avem, ca la premierile Oscar, acum avem, emisiunea asta va avea în titlu Best Of Stand-up ai umor, să o împărcă la proba, ca să facem viori. Da. În același timp, ce vreau să anunț oamenii. Da, te rog. E că suntem îmbrăcați. Nu mai țineți minte, că ați murit mulți de la început. Suntem îmbrăcați. Am luat alții pe parcurs. Dar pentru cine ne urmărește din prima emisiune, suntem îmbrăcați la fel ca prima emisiune. Mâncăm carne de crocodil ca să vedem ce gust are. Acum, tricoul lui cu PSG arată țiplă, că el are grijă de el. Dar tricoul ăla pe care l-aveam eu, așa arată acum după 50 de spălări probabil. Și am fost și cu el la țară acum, am să l-am spălat un pic aici, că avea niște mâncare. Îmi place că am început emisiunea, prima emisiune am început tot din prima. N-am anunțat ce facem, nimic, direct mâncare, deschidere. N-am zis și cum ne cheamă. Păi Edit, mi se părea că era destul de sharp Marius. Punem în farfurile șefilor la furculițe. Bă, dar tu ești sigur că te vezi în picioare? Mă duc să verific. Da, mă văd. Punem în farfurile șefilor la furculițe. Dar mi-aduc aminte că ne-a luat și editul 4 zile. Ne-a luat foarte multe editul. Adică... un nouă curat. Și acum trebuie să schimbăm cu Messi. Că da, le treacă pe Cristiano Ronaldo, nu mai consideră nimeni legendă. Bă, și încă o chestie pe care nu mai aveam la prima emisiune. Hai să că ne aducem aminte. Nu aveam Patreon-ul. Bă, nu aveam Patreon-ul târziu. Bun. Asta a fost prima emisiune. Hai, prima caracatiță. Hai băgăm în același timp. 3, 2, 1... Bă, dar de unde au ăștia buget de efecte speciale? Tu ai văzut fumul ăla? Pariu Show 5975. Care, sincer, e comentariul anului. Eu mă pregătesc de prima furculiță. Și eu mă pregătesc să intru în Counter-Strike. Episodul 3 a fost rață cu zmeură. Mai ții minte ceva din episodul ăsta? Gata, să nu ne uităm la el. Da. Din rață cu zmeură... Eu n-am mai mâncat rață niciodată. Nu pentru că ar fi rară, că și bunica mea are rațe. Dar rațele le folosim doar să le împușcăm. Că asta eu vin din familie, din asta de... vânători braconieri. Bă, eu mi-am dat seama că nu prea mai țin minte chestii, mă. Bă, știu, nu mai țin minte de acum 3 luni, da, pui una. Nu mai țin minte de săptămâna trecută, gen. Știi ce văd acum, o eroare a noastră în titlu? Am văzut că n-am lansat spațiu aici între zmeură și liniuță. Și de asta mă. N-apare la search-ul la zmeură. N-apare bine că e zmeura cu liniuță. Cine dracu caută zmeură cu liniuță legat? În schimb, văd că urmează o ediție top, când am făcut view-uri la ediția aia, știu că eram pe cai mari. Mi-am comandat un desert special de la Shu, Love You, de Valentine's Day, ca să nu fim gay. Ca voi. Nu mai încape costumul ăsta. O ediție specială pentru că a venit peste noi fără să realizăm Valentine's Day și bineînțeles că aveți persoane iubite și dacă n-aveți... Bă, eram la 4 ace și mâncare de 4 ace. Bă, mâncare, șurile, în continuare cel mai mișto, Andreea Moldovan sau nu mai știu dacă așa o cheamă, dar cred că așa o cheamă pe soția lui Optic care are magazinul ăsta, ne-a și dat share, a fost primul share de la o celebritate cu peste 10.000 de followeri. Și dăm primul premiu, categoria cel mai bun desert, Andreea Moldovan cu Love You Shu. Cel mai ieftin burger de struț din lume. Niciun animal nu a fost hrănit în acest episod. Doar oamenii au fost hrăniți. Văd că trebuie să băgăm 12 struguri, de asta trebuie să băgăm. Am băgat 20. Să ne iau numai la voi strugurii, ne rugăm. Vă rugăm. Dar mă uit la emisiunile astea și deși sunt opere de artă, top class. Așa eram la început, nu știam și noi ce facem. Toți sunt faini.
Bă, sunt cele mai funny. Deci eu nu cred că există ceva mai funny pe food review din România. Nici nu mai știu pe alții, bă, food review. Îmi place să mănânc, e funny. Pe urmă am făcut pui de baltă. Cum arată? Bă, arată bine. Ia? 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 Am scăpat, mă, Alexandru. Am scăpat, hai să mă. Am scăpat, mă, boss. Oh, mi-a răspuns un invitat. Nu prea pot poimine după 3 ianuarie anytime. Deci, după 3 care ianuarie anytime. Care dintre invitat? Zi-mi o inițială. Începe cu mi și se termină cu uțu. Știi aici când povestesc de vrăjitoare? Da, 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 cu la tine la bunica. La mine, ta. La bunica mea, da, cu top. Poze, din păcate, de la bunica. Și mai e o legendă cu broaștele, pe care o știu de la mine. Dacă ești la poartă într-o zi, stai la țară, și în pragul de la poartă ai o broască moartă cu sută la gură, cineva îți face moșmoane. Cineva îți vrea rău, ai grijă să nu calci pe broasca aia. Bă, o coase omul acasă? Da, o coase o vrăjitoare. Noi aveam în fața casei o vrăjitoare. Care făcea vrăji. Tăia găini, era plin de sânge la ea, în curte de la găina. Omora broaște și efectiv se duceau oameni, dădeau bani și erau să se aleagă praful de aia care l-a furat pe iubitul meu alu, aia care o ținea pe aia și mamă, nu știu ce. Mamă, ce țeapă, ca în cripto. Da, bă, e super țeapă asta cu vrăjitoria. Urmează emisiunea în care am mâncat cea mai ieftină țărăneală ever. 11 lei sau cât? Până a venit, da. 13 lei parcă. 11 vreo 5, scrie în thumbnail. Ah, ok. Nu-mi dau seama dacă a fost mai țărăneală ce-am făcut cu Popescu sau aici, dar aș bă, zice bă, că... Bă, fii atent, mai țărăneală cu Popescu. Țărăneală cu Popescu, că asta era avantajul. Era bă, mare. Bă, era, te săturai, tată. Da, ta e mai groasă decât Ana. Lângă faptul că a mea e mai mare ca a ta. Da. Deci aici s-a simțit pentru prima oară sărăcia. Sărăcia. Că ați crezut timp de 6 emisiuni că, bă, ăștia își permit burger și chestii. Și aici s-a simțit o emisiune de 25 de lei. Trecem la emisiunea mea preferată. Și a mea. Vă pup, eu sunt Antonia. Eu nu mă uit la Șef la furculițe, dar uitați-vă voi. Că este cu Antonia și cu tiramisu. Fresh. Aoleu, Doamne, ce te răcorește. Ce rămâne în prezervativ? Bă, și o emisiune cu multe view-uri, dar cred că din titlu și thumbnail am titlu, thumbnail. Oamenii, da, au crezut că eram la Paris cu Antonia. Au pus botul din thumbnail. Nici o treabă cine ne-a ridicat din Paris. Am putea denumi... Clickbait-ul anului. Clickbait-ul anului. Lejer. Arroz, avocado, maíz, ensalada. Eu voy a parlare en español. Câștigător ai umor. Eu soy muy feliz. E bubuiala anului. Salut, bine ați venit la o nouă ediție Șef la furculițe. Suntem aici în Grecia. Oamenii au crezut că am fost în Grecia. Da. Pe scurt. Cred că le-a trimis o algoritmul românilor care erau în Grecia. Da. Și românii erau acolo, uite bă, și pe băieții tot cu noi în Grecia. Sau s-ar putea hashtag Antonia să fi funcționat, uite. Hai, ne vedem pe Patreon. A, și introducem și bombița. Unul din cele mai lungi fusuri din istoria emisiunii. Aici am început să avem invitații premium, nu că până acum n-ar fi fost. Tot premium. Tot premium, dar oameni cu adevărat chemați special să facă view-uri. Să facă view-uri și să-i chinuim. În primul rând, de ce vorbim despre penisul lui Dorian și în al doilea rând, eu unii l-ați văzut. Vreți să arătăm? Ce arătăm? Aveți poză? Apoi a venit Drăcea, care am râs puternic. Drăcea puternic, chiar spart în două. Dragilor, poftă mare și la mulți ani. Hai, sănătate! Doamne ajută să ne vedem mai des, poate nu doar așa. Haide mă să începem să... Ce avem acum? Reel, TikTok, cu ce ne băgăm? Ce treabă mai are? Hai să dansăm la pentru camera. Twitter ai pus o poză. Nu. Apropo, înainte să începem. Trebuie să verificăm. Avem, bă, avem, le mai băgăm mai în spate. Sunt o oră aici. S-a întărit mâncarea asta aici, dacă întorc farfuria a rămas pe loc. Și asta a fost prima parte, dragilor, ne așteptăm peste săptămână. E, și apoi a venit cea mai populară emisiune până alaltăieri, dacă n-ar fi fost Sorin Pârcălab. Sorin Pârcălab, Sergiu Mirica. Dar Jean Astor și de obicei Mitran venea pe jos. Eu aș face video chat. Bă, chiar vreau să te întreb. Bă, cum ar fi să te trezești acum că vine una care zice că ăsta e copilul tău și îți face test? E cea mai mare panica mea. Nu există panică mai mare decât asta. Există panica de șerpi și de asta. Hai bă, că șerpii totuși mai rău, mai treci cu ei, dar acum... Da. Ulterior am avut cel mai mare YouTuber de pe acest canal. Da, da. Cam cel mai celebru om de pe internet care a venit la noi în emisiune și probabil vă întrebați și până în ziua de azi cum de a venit. Și noi ne întrebăm. Sunt în față, bă, avari, dar își bagă la curcanului.
Braconierii noștri. Braconierii. Dați-mi un subscribe, uitați-vă la procentul ăsta de oameni neabonați. Cea mai mare țeapă anului pe care am dat-o unui invitat a fost în emisiunea cu Cristi Popescu. Popescu a mâncat niște hotdogi reci. Și de proastă calitate. Foarte proastă calitate. După ce ținuse fasting 24 de ore. E un vibe de autogară. Eu știu cam că tu mănânci la chestii fancy. Nu, neapărat. Nu? Dar nici chiar așa. Deci gândește-te că e 16 lei chestia 16 lei, asta. Da. Nu merită? Ba da. 16 lei merită. Îi mulțumim foarte mult pentru viewer. Pentru viewer, viewer top. Stai boss? Depinde. Bă, uman, da. Ce ai vrea să comandăm pentru următorul invitat? Alege tu acum. Doar... Apoi a venit Mădălin Cârge. Câștigătorul Stand Up Revolution. Cu cine ești ogor în industria stand-up-ului? Începe cu întrebările alea tari. Poftă bună. Cu cine? Nu puneți asta, puneți-o pe Patreon. Și pentru prima oară când am mâncat pizza și era emisiunea 35. Asta înseamnă diversificare. Diversitate, da. Diversitate, da. Da. Diversity. Domnule, pe diversity, pe diversity suntem, da. Suntem top. E tot carne, nu? Omul e primul. Da, să nu stai deci, nu să fie ăla, e doar altceva. Da. E, șanse de ca 100% da sunt. Invitat care sperăm să facem interviuri acum, de la 1 ianuarie. Poți să-mi dai un indiciu de ce e în partea cealaltă? Bă, nu. Nu. Nimic, da. Deci nu poți. Nici eu nu știu. Aoleu. Costi, care e un super băiat, în sensul că nu-ți vine să crezi că are 21 de ani. Da. Că e mai matur când glumești cu el, matur. Pare că glumești cu Drăcea, dar da. El e super tânăr. E bună tare. Carnea și pâinea o simt. Dar nu știu ce e restul. Bă, e avocado, mă, înăuntru, mă. Mamă, avocado e scump. Nu e avocado? Aici, nu că ceilalți invitați nu ne-au scris să vină ei, dar ăsta chiar a fost un invitat care da. Ne-a scris că ar vrea să vină la noi în emisiune. Noi eram, bă, ne zic zeci de oameni și apoi dăm click și vedem că omul a câștigat ce la cuțit. Și ar fi cuțit ediția... Ediția din Grecia. Da, fără limite. Hai, good. Good. Vine un YouTuber foarte pe val apoi la noi. Ai venit pregătit pentru niște TikTok-uri? Gata, frate, mă și dezbrac dacă e nevoie. După aia să vezi... Nimic! Și tu câți ani ai? Mergem într-o deplasare. Încă o deplasare la locul de muncă, practic. La locul de muncă de data asta. E luată, tăiem, hai gata, acasă. Îl ai? Da, mi-aș dori. Anul ai. Anul ai? Îl vrem. Ți-l dăm noi, că noi suntem prieteni cu el. Da. Păi și unde e? A fost la voi? Nu. A fost la noi, că nu prea suportam. Da, dar ți-l aducem ție să te speli pe el, băgat. E prieten cu noi. Și am putea să dăm și premiul pentru doctorul anului. Poți să vorbesc la pertu? Normale. Și e ok dacă din când în când mai alunec și eu în italiana asta română, pentru că sunt foarte influențabil. Aluneca. Dar tu și știi italiană... Prego. Șeful anului, invitat la Șef la Furculițe, doamna... Bine, Patri pentru noi, dar doamna Patriția pentru voi restul. Salut! Hai, noroc! Ce fac, Florian? Ei, ziceam că fix ieri mi-a apărut cu 10 ani de înainte să mă sune la cu Marici și zic, ia uite, eu până și pe Marici l-a chemat, bă, dar am ținut-o din invitații în invitații. Păi, și da. Degeaba, mă. Ceva, Alex, unde s-a lăsit? L-a revurta? Nu știu, sper să nu. A fost la un parastas. Da, mi-a zis. Și a mâncat mult. Bă, Ionuț, unul dintre cei mai amuzanți. Super amuzant. Unul dintre cele mai amuzante emisiuni. Da. Emisiuni neforțate, că așa mai forțat noi unele și au ieșit bune. De la oamenii care au făcut cel mai popular film din toată istoria României, l-am primit pe Ionuț Rusu, prieten drag al emisiunii. Băi, deci, da, nu s-a revenit? Am înțeles că și-a mai revenit un pic, nu? Michael sau Hoidu? Mi-aveam din astea în care veneau ei cu AK-47 să se antreneze sau moare. Serios, ai zis? Ce ai zis, mă? Nu, mai erau niște tabere de extremiști, dar nu știu cum, le făceau ilegal. Și vreau să zic eu, Ionuț, că asta e singura emisiune unde să fii invitat și nu o să te pună nimeni să imiți. Intrăm acum în zona de invitați A-class. Da. Oameni de la primetime television. Se aude așa când o scutere la toaletă. L-am forțat puternic la început, dar la final și-a dat drumul. Da, da, eu cred că dacă mai filmam o oră, trebuia să tăiem prea mult din... Sub masă, îl băgam sub masă. Relație sau tot o seară? Da. Sau relație? Tot relație. Hai două seri. Și ajungem, incredibil, la cea mai populară emisiune de pe acest canal și cea mai recentă, cea de săptămâna trecută. Mulțumim că ai venit, Sorin, e cel mai mare invitat care a venit până acum și a venit și Costel. Ce prost sunteți. Și astea au fost emisiunile. Bun, slugului. Da, ok. Dacă nu e carne, ok.
lăsați-ne în comentarii cine ați vrea să vină. Deci cine ați vrea să vină, dar simțiți că e o șansă să și vină. Adică nu, să nu fie Iliescu, știi? Da. Care face ediție specială de la mormântul lui, stați liniștiți. Ce foame să ai. Nouă, opt, șapte, șase, cinci, patru, trei, doi, unu, trei, doi, unu, trei, doi, unu. Hai cu apă. Zece. Nu, e țeapă. No. Nu merge, nu merge, nu se învârte. Nu se învârte. Șapte. Nu se învârte. Șase. Nu se învârte, mă. 5. Nu se învârte. 4. Nu se învârte. 3. Oh, s-a învârtit. 2. 1. Se întâmplă în sus că e becul. Spalzi becul. E mie asta, n-aia să că nu se spalge. Se are capul al dracu de prost. Și și spusă-i. Direct în bec de dus. 3. 2. 1. La mulți ani 2023. Poftă mare și la mulți ani. Mulțumim. Mamă, dar ce e asta, mă? Bă, cât de stricată e. Ce e asta, mă? De cât timp ai? 10 ani. Bă, dar nu e expirat? Ba da. Are mirosul stricat. Vin spumant alb, bă, dar parcă nu mai e alb așa, mă? S-a făcut coniac ceva. Bă, vă mulțumim mult. Ne vedem într-o săptămână. Și dacă poți să mai faci și un mic accent. Value for money, lemon by food. Bun, cancel.